Deja v-am povestit puțin despre subiectul pe care îl abordăm în cele ce Un subiect urmează. care mi-e place foarte, foarte, foarte mult. Și cred că deja te-ai împrietenit cu invitata noastră, căci ați avut ceva timp de povestit. Și povestim și noi aici la televizor alături de ea. Ilina Ana Vlad este alături de noi, președintele Asociației Etică și Viitor, cea care face parte din echipa de organizare acestui marș pentru drepturile animalelor. Bună dimineața, bine ai venit la noi. Bună dimineața. Servus, mersi că m-ați invitat. Deja ne-ai lansat o întrebare. Cu Servus începe discuția din ce zona țării ești. A, din București. A, Dar am crescut cu o prietenă care zicea Servus tot timpul și... Dar și nu aveam colegi care folosesc Servus. Ne-am văzut niciodată în redacție? Ba da, eram curioasă să văd dacă ești din zona Ardealului sau nu. Ce de ce? Dar într-adevăr acolo se folosește mai des, Da. Sunt curioasă cum reușiți să vă organizați anul acesta, pentru că înainte de a începe emisiunea, am stat puțin de vorbă și te-am întrebat cum au fost celelalte marșuri în perioada de pandemie, aceasta fiind anul ăsta ediția e mult mai șasea. ușor. Dacă am trecut de ceilalți 2 ani, anul ăsta nu avem treabă. Nu mai sunt restricții. Da, nu mai sunt restricții. Unul din anii de pandemie a fost doar online. Nu am avut ce face, pentru că era toată lumea închisă în casă și nu puteam pune în pericol pe nimeni prin marș. Și următorul an, din vară, a fost dat liber să putea face marșul cu oricâți oameni. Noi am pornit să-l organizăm, am obținut aprobările și pe asta s-a schimbat legea peste noi, cu toate aprobările luate, și erau adunări de maxim 100 de oameni permise. Și atunci am împărțit oamenii în 100 de oameni și am pornit în marș în grupuri de câte 100. Că oamenii deja știau că vin, dădusele attending, mai puteai să întorci lucrurile, să ieși tăie și că nu se mai ține. Mi se pare foarte Dar a tare că ați ieșit găsit bine. varianta asta. Ați respectat și legea și Da. ați toți oamenii care au zis că vin, au participat și aia a Dacă fost. vrei să poate. În general, comunitatea care este pentru drepturile animalelor e foarte închegată. Sunt oameni cu suflet care vor să facă și sunt dispuși să facă lucruri să iasă bine. Este o comunitate mare în România? Cred că eu sunt în bula mea în care sunt conjurată de comunitatea asta. Nu știu în toată țara cât sunt. În Cluj mai este o comunitate mai mare și în București. În restul orașelor din țară nu știu, sincer, cât de mulți sunt, dar știu că vin din toată țara la marș. Adică... Cred că și noi facem parte din această comunitate, cu toate că n-am fost până acum la marșul pe Activi. care îl organizați, dar n-am fost membri activi. Așteptăm. El are 2 pisici, eu am o pisică, un câine și am mai avut animăluțe de-a lungul anilor. Și cred că e important ca cei de acasă să le ofere respectul cuvenit în primul și în primul rând. Da. Ce vă propuneți voi prin acest marș? Care sunt ideile pe care vreți să le scoateți în evidență? Noi facem marșul acesta pentru dreptul tuturor animalelor, și cele din casa noastră, și cele din farfurie. Dar nu sunt invitați doar oamenii care vor să mănânce vegan, sunt invitați oamenii care vor să protejeze drepturile oricăror animale, inclusiv pisicuțe, cățeluși. Sunt multe situații cu cățeluși chinuiți și ținuți în șeltere, mă rog. Știm cu toții unde merge discuția asta. Noi am vrea să aducem awareness pentru toată situația asta, să protejăm atât cățelușul din casă cu poliția animalelor, cât și drepturile văcuțelor care nu se pot exprima, cărora le sunt luați puiuții, și drepturile găinilor care sunt ținute în baterii foarte mici, și așa mai departe. Adică sunt multe studii la ora actuală, dar bine, și în cazul fumatului au trebuit să fie peste 70.000 de studii ca doctorii să zică nu mai fumați. Așa și în cazul produselor animale, sunt deja foarte multe studii care arată că produsele animale nu sunt benefice, niciun sens, nici ecologic, nici ca sănătate. Oamenii totuși le consumă, medicii încă le recomandă. O să dureze până se schimbă mentalitatea. Cred că putem să încurajăm totuși un consum decent când vine vorba de Reducerea produse. este foarte importantă. Marea majoritate a impactului vine de la oameni care reduc, care aleg să mănânce mai mult de post, de exemplu, să mănânce eventual doar la ocazii. Decât Sau să să... renunțe unul Da. total, mai bine reduc cantitatea 10. Exact. Sau să Este un impact foarte mare. achiziționeze ouă cu cod zero, spre exemplu, atunci când vorbim despre ouă ecologice, condițiile Pentru de creștere a sănătatea găinilor omului, sunt altfel. pentru sănătatea fiecărui om, reducerea produselor animale este, evident, benefică. Dar e greu de schimbat mentalitatea. Sunt unii oameni care, din anumite medii, care fac asta 100% și sunt unii oameni cu care greu să te înțelegi. Dacă medicul așa le zice să facă, ei așa fac. Și atunci trebuie de la educație pornită treaba. Noi am vrea etică nutrițională și introdusă în școli, dacă s-ar putea.
noi am vrea să mai fie subvenționată din banii tuturor industria asta de produse animale. Pentru că 40% în costuri, cel puțin, sunt deja plătite de noi. Deși eu nu vreau să mănânc, deja plătesc 40% din impozitele pe care le dau la stat. Asta e informație interesantă. Da, și atunci oamenii când se duc și zic, bă, dar mazărea asta e cam scumpă, mai bine mi-au carne, ei nu știu că deja e plătită și de-aia este mai ieftină. Am fost cu toții martori în ultimele luni sau chiar ultimul an, aș putea spune, la înființarea acestei instituții, Poliția Animalelor. Crezi că e un pas important, evident, în România? Evident. Din păcate, acolo sunt protejate doar anumite animale. Doar nu anumite, dar este foot in the door. Exact. Adică orice pas înainte este un pas important și progresul se face cu pași mici. Adică e bine că vedem niște schimbări. Prima schimbare care a apărut a fost interzicerea animalelor la circ, care a fost una colosală. Noi am fost la toate acele proteste, am avut banere mari și a fost un impact până la urmă. Da, eu nu merg niciodată, eu nu susțin ideea de grădină zoologică, spre exemplu. Mm-hmm. Mi se pare un loc deprimant, mie cel puțin. Este foarte deprimant. Nu mi se pare. Adică atunci când eram micuț, da, voiam să văd și eu cum arată un leu, cum arată un animal cred pe care nu-l văd de stradă. Dar crescând mi-am dat seama că acel leu sau acel animal care stă acolo, mm-hmm, el stă închis, ăla nu este mediul lui natural în care ar trăi în mod normal și că nu este fericit. Te uiți pe fețele lor, sunt animale obosite, da, care se chinuie să meargă pe acolo și să-i distreze, să spunem așa, pe oameni. La fel ca la circ, de altfel. Da, la circ chiar sunt chinuiți ca să distreze, acolo sunt chinuiți că sunt închiși. Omul poate ajuta foarte mult natura, adică sunt multe situații în natură în care animalele nu se descurcă, rămân pui fără părinți și sunt multe rezervații care sunt și cu fonduri, adică pot fi vizitate și oamenii plătesc și atunci aduc fonduri acelor rezervații și ar fi un soi de grădină zoologică ok, în care omul ajută natura și după aia dă release animalului dacă se poate reintegra și mai departe. Dar să-l iei din natură, să-l ții în grădina zoologică, nu e ok. Acum, animalele astea sunt de multe generații acolo, nici nu s-ar mai descurca dacă le-am dat drumul. Dar asta înseamnă că n-ar trebui să aibă un spațiu mult mai mare și n-ar trebui continuat. Eu am văzut un documentar despre industria alimentară din România, spre exemplu, unde am văzut că există o asociație care salvează văcuțe de la abatoare. Și iau, da, niște terenuri undeva în munți și efectiv le lasă acolo și le oferă toate condițiile să trăiască, să se bucure de viață și niciodată nu vor fi mâncate, tăiate, mm-hmm, efectiv morte, bătrânețe și mor fericite, putem spune, da, acele văcuțe. Da, există. Există foarte multe asociații în România care se ocupă cu protejarea drepturilor animalelor și cu awareness. Sunt asociații care... cum suntem noi care facem marșul pentru drepturile animalelor, facem paște vegan, noi ne adresăm în primul rând omului de rând, hai, vino și vezi cum este, mănâncă, uită-te la un filmez, nu știu ce. Sunt asociații mai agresive care arată ce se întâmplă în abatoare, sunt asociații care vor să protejeze animalele și încearcă să le ia din locul ăla, să le apere, sunt asociații care încearcă să zică, uite, mâncarea asta e vegană, hai să punem un V pe ea și să vedeți, uite, să convingem brandurile să vrea să fie vegane și așa mai departe. Deci mișcări se tot fac în sensul ăsta. Ce este cu adevărat cumva parcă amuzant, văcuțele pe care le vedem în reclame, uh-huh, cele fericite care zâmbesc și sunt pline de viață, de fapt nu arată sunt deloc. Sunt îndepărtate ale văcuțelor din abator. Da, cum e văcuța, exact, albastră care, da, când sunt mulți de lapte văcuțele din fabrici, dau și puroi și se accepta puroi în lapte. Wow. Și sânge, pentru că alea sug în continuu și produc niște răni îngrozitoare și ele sunt ținute pe tot felul de antibiotice și pastile pe care oamenii care le consumă, consumă cu tot cu pastile și atunci intoleranța la antibiotic crește în populația care consumă produse de la animale cu antibiotice în ele. Uite, asta e o informație pe care ar trebui să o cunoaștem pentru că lucrurile s-au schimbat și generațiile, da, sunt în continuă schimbare. Adică nu mai e văcuța aia sănătoasă de la țară pe care o știam de la bunica. Bunicuța o mulge și o mângâie și, da, care este imaginea prezentată când merg copiii să vadă animăluțele de fermă. Realitatea este mult mai tristă. Stăteam și mă gândeam că, dincolo de lucrurile urâte pe care le-a adus pandemia odată cu ea, a făcut și câteva schimbări bune și cred că și în percepția colectivă când vine vorba de animale. Pentru că existau acele glumițe pe internet că acum ieși cu câinele și că de fapt el te scoate la plimbare în momentul în care nu puteam să ieșim din case.
Da, mulți oameni au adoptat mai multe animalțe bănesc în perioada respectivă. E că se simțeau singuri. Da, e că... sper să le țină în continuare. Ce îmi place foarte mult, scuză-mă, Georgia, am văzut că poliția animalelor activează nu doar în cazuri de violență. Adică nu doar dacă lovești un animal, intervine poliția animalelor. Am văzut că o femeie a fost amendată acum câteva luni pentru că a abandonat pe marginea drumului o cutiuță cu pui de pisică. Wow! Asta e foarte, foarte bine. Adică, mă rog, nu știu în ce situație era băbuța respectivă, care a fost amendată, să nu o crucificăm acum. Evident. Dar abandonul de animale este o mare problemă, pentru că oamenii de multe ori și au animale, le doresc în momentul respectiv, e un puiu drăguț. Nu știu la ce se înhamă. Nu știu la ce se înhamă, că un animal necesită foarte multă atenție, o pisică e ceva mai ușor de ținut, un cățel este mult mai greu de ținut. Ar trebui să ai și puțină pregătire, îndresai să ții un cățel uneori, adică depinde de mărimea lui. Și după vreo 2-3 ani își dau seama că nu e exact ce își doreau, vreo 15 ani să aibă grijă de vietatea aia și încep să-i găsească rehoming. Și ajungem la situații în care e plin de animale abandonate. Voi pe 28 septembrie unde vă întâlniți și dacă mai există locuri libere? Dacă există locuri libere, așteptăm pe toată lumea care dorește să participe, ne întâlnim la universitate, stăm acolo, vorbim, întindem bannere, ne împărțim flyere și pe aia pornim în marș până la Victoriei. Avem și scandări pe care le facem pe voci, este destul de fain. Sunt curioasă dacă pot să vină și stăpânii cu căței lor. Da, poate. Sigur. Sunt bineveniți. Sunt bineveniți. Ok. Deci dacă n-au frică de mulțime... Fost. Avem tot timpul și patrupezi la marș. Eu am văzut chiar și pisicuțe în lesă uneori, pe stradă. Da, am văzut și eu treaba dacă asta. Dacă primiți pisicuțe... Primim. Hai să mulțumim primim tare orice mult fel pentru... de animăluțe. Îți mulțumim pentru informații și sper să aveți cât mai mulți susținători pe 28 septembrie. Sperăm să fie ajutat și noi prin această discuție, să-i fii convins. Mulțumim foarte mult de invitație, da. Să ne revedem cu bine. Mulțumim. Da. Mulțumesc mult. Povestim puțin și despre lumea filmului, acolo unde se întâlnesc feblețea mea, Brad Pitt. Cu, pentru că dimineața asta am învățat să-i pronunț numele corect, nu este Robbie Margot, este Margot Robbie. Da. Este australiancă și ei împreună joacă în filmul Babylon. Aflăm mai multe informații chiar acum. Filmul Babylon îi readuce împreună pe micile ecrane pe Brad Pitt și Margot Robbie, iar cei doi actori interpretează, culmea, tot doi actori. Acțiunea se petrece la finalul anilor 1920 și are în prim plan industria cinematografică. Nelly, personajul lui Robbie, visează nespus de mult să devină celebră, iar pentru acest cel se asociază cu Jack, personajul interpretat de Pitt. It's written in the stars. I am a star. If I had money, I would only spend it on things that were fun, you know? Not boring things like taxes. I'm just one for everyone to party forever. Pelicula este regizată de Demi Chazelle, laureat al premiilor Oscar. Distribuția din care fac parte Robbie și Brad este completată totodată de nume precum Olivia Wilde sau Samara Weaving, iar lansarea va avea loc pe data de 6 ianuarie 2023. We have to redefine the form. Map those dreams and print them into history. Look up and say, Eureka! I am not alone. Interesant acest film și am văzut așa o căzătură din partea lui Brad Pitt. Ei bine, căzătura loc și în lumea sportului, mai ales în momentul în care ești la început, așa cum era Mihaela Hogaș la vârsta de 9 ani, când a început să practice patinaj viteză. Iată, acum este medaliată cu aur la Campionatul Mondial de Patinaj Viteză și este cea mai rapidă patinatoare din România. Îi aflăm și noi povestea chiar acum. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Și noi îți mulțumim tare mult că te-ai alăturat matinalului. Știm că ești în Brașov. Bănuiesc că te pregătești pentru competiții și suntem recunoscători că ai apelat la tehnologie pentru a reuși să ne vedem în această dimineață.
Mulțumesc, da, eu mă antrenez acum în Brașov, chiar ne pregătim pentru sezonul de iarnă, ne pregătim să mergem în Germania vineri, pentru că noi acolo ne antrenăm, noi neavând un patinoar în România, trebuie să stăm cu săptămânile, ba chiar cu lunile în Insel German. Am citit un articol despre tine și am aflat că, de fapt, ți-ai dori să patinezi acasă și să nu mai faci acest efort și această deplasare continuă. De la 9 ani, iată, în Germania, an de an, câteva săptămâni, câteva luni bune pe an, ești plecată de acasă ca să poți să patinezi, să te antrenezi acolo. Da, eu am început patinajul viteză la 9 ani, eu neștiind că acest sport, de fapt, nu prea există în România, nu este infrastructură în România. Până la urmă am învățat că trebuie să mă duc acolo și de la 9 ani, într-adevăr, mă antrenez în Germania și acolo merg cam în fiecare iarnă. Mai nou, noi începem să ne antrenăm și în alte țări, dar acolo este a doua noastră casă. Într-adevăr, pe perioada verii, noi ne antrenăm în România, pe bicicletă, pe role, în alergare. Cum s-a dezvoltat pasiunea ta? Care a fost primul moment în care ai făcut cunoștință cu patinajul viteză? Ai început cu rolele prima dată? Da, erau mai mulți copii pe role, mie îmi plăcea foarte mult să mă dau pe role, îmi plăcea viteza mai ales și asta m-a atras. Mai apoi am înțeles că, de fapt, patinajul viteză e un sport de iarnă, pentru că eu m-am apucat vara și am crezut că e un sport de vară. Și am înțeles că trebuie să vin pe gheață. Am înțeles că sunt patine speciale pentru patinaj viteză, sunt cele de performanță, unde există și o clapă care se ridică față de patină. Și așa mi-am dat seama că chiar îmi place sportul ăsta și vreau să fac performanță. Părinții și-au dorit să practice acest sport? Au fost cei care te-au susținut și care te-au îndemnat? Sau ar fi vrut să faci și altfel de sport? Am avut noroc că ei nu s-au speriat când și-au dat seama că în sportul ăsta nu este de fapt foarte popular și nu avem infrastructură în țară. Și faptul că ei nu s-au speriat și m-au susținut mi-a dat și mie o putere și să nu mă sperii și să îmi doresc să plec și să continui. Deci am avut noroc că m-au susținut, cred că aș fi putut alege orice sport. Am înțeles că acum discuți cu noi imediat după un antrenament și sunt curioasă în România cum reușești să te antrenezi, care sunt facilitățile pe care le ai aici în țară, cum decurge un antrenament? Noi în România putem să facem toate antrenamentele de uscat, să spunem noi. Putem să facem sală, putem să facem alergări, putem să facem ciclism. Mai acum eu sunt în patinoarul din Brașov. Mai încercăm să patinăm, noi neavând aici saltele, deci este foarte periculos pentru că noi dacă avem viteză și, Doamne ferește, se întâmplă ceva, se pot întâmpla accidente foarte mari, așa că facem totul foarte ușor, să ne acomodăm un pic cu patinajul și vara mai încercăm să mai facem pe role. Noi acum nu am mai intrat pe gheața noastră din Germania de 6 luni, așa că suntem emoționați, abia așteptăm, pentru că deja concurenții noștri din celelalte țări sunt de foarte mult timp pe gheață și avem ceva timp de recuperat al nostru. Ținând cont de toate aceste dezavantaje pe care cumva România ți le pune în cărcă vrând nevrând, ai reușit să obții medalia de aur la campionatele mondiale. Ce crezi că te diferențiază față de alți sportivi care au șansa să se antreneze acasă la ei, poate față de sportivii din Germania, acolo unde te duci tu și te antrenezi? Tocmai cred că faptul că noi nu avem patinoar, asta ne-a dat o putere mai mare să ne antrenăm și știam că trebuie să recuperăm, știam că trebuie să ne antrenăm mai mult. Și de când eram junioară, că nemții se uitau foarte mult la noi și ne admirau pentru faptul că noi muncim de 2 ori mai mult decât ei ca să ajungem ca ei. Și chiar îmi doream foarte mult. Am luat la Cupa Mondială Under 23 și acum îmi doresc foarte mult să câștig medalii și la senior. În spatele tău, din câte am înțeles, se antrenează o echipă de hockey, ca să le spunem celor de acasă, ce se aude pe fundal. Scuzați, sper că nu e prea mare gălăgie. Ei sunt după noi. Cum reușești să-ți organizezi programul? Care sunt elementele de care trebuie să ții cont într-o săptămână? Antrenamentul la sală, recuperare, alimentație? Cum gestionezi toate lucrurile?
Da, cred că viața mea este destul de plictisitoare, pentru că am un program din nestabilit. Nu ai zice. Acum, de exemplu, ne trezim la 7, de la 8 până pe la 10-11 avem antrenament, până pe la 1 trebuie să mănânc, de la 1 la 3 trebuie să dorm de după masă, de la 4 am al doilea antrenament până pe la 6, mai apoi urmează cina, dacă se poate, Doamne ajută, un masaj. Și ce mai fac eu, recuperare de acasă, pentru că mi-am cumpărat aparatură ca să pot un pic să mă recuperez mai repede și somn. Cam asta este în fiecare zi. Ce este palpitant la viața mea este faptul că plec foarte mult și nu stau într-un loc foarte mult timp. Sunt curioasă care sunt lucrurile mai puțin plăcute ale acestei cariere de patinatoare de viteză. Mă gândesc și la acest program, cu toate că e organizat și poate că multă lume visează să aibă un program mai echilibrat, mai organizat, să știe ce fac în următoarea zi. Îți rămâne timp pentru tine, pentru prieteni, pentru familie? Da, din păcate nu am foarte mult timp. Am noroc că oamenii din jurul meu, prietenii mei și familia mea mă susțin foarte mult și... Ei știu programul meu, le-am dat programul meu până în ianuarie, când pot să fiu în țară și încercăm să ținem legătura foarte mult, să-i țin foarte mult aproape de mine. Chiar îi simt când sunt în Germania și am nevoie foarte mult de cineva aproape, îi sun și asta îmi dă o putere foarte mare să rămân acolo. Astea au fost mereu, să zic, părțile dificile ale acestui sport, pentru că trebuie să mă antrenez foarte mult locată și de când eram mică, de când eram un copil, am învățat că trebuie să stau departe de familie ca să-mi pot urma visul. Și pe lângă asta, faptul că nu avem prea mult timp, m-am ținut un pic și cu școala, bine că am terminat școala, facultății și așa mai departe. Nu am foarte mult timp pentru mine, dar eu cred foarte mult în visul. Sunt curioasă dacă, la nivel național, având în vedere că tu reprezinți România și îmbraci costumul de patinatoare cu steagul, cu drapelul pe el, dacă la nivel național acest sport primește sprijin, dacă există câteva reglementări care să vă susțină pe voi sportivii care reprezentați țara cu mândrie peste hotare. Din păcate este o situație foarte dificilă. Federația Română de Patinaj nu este finanțată deloc. Noi nu avem nici finanțare, nu avem nici patinoar. Încercăm să ținem acest sport în viață prin clubul CSM Corona Brașov, care ne ajută, prin sponsori și prin dorința și munca antrenorilor și a sportivilor. În rest, este un pic dificil. Am vrut să subliniez acest lucru pentru că intuiam cumva răspunsul, dar mi-am dorit să știe cei de acasă că există acest sport la care România aduce medalii înapoi acasă și că, de ce nu, poate ar trebui ceva mai multă finanțare și ceva mai multă susținere pentru voi, având în vedere ce tocmai ne-ai spus, orele de antrenament, sacrificiile pe care le faci. Care sunt satisfacțiile tale personale seara când ajungi acasă și pui capul pe pernă? De ce ești cea mai mândră, cea mai fericită? În primul rând, sunt mândră după fiecare antrenament reușit, pentru că mai am și nereușite. Sunt fericită pentru fiecare progres, pentru că mă interesează foarte mult progresul meu. Și mai apoi mi-aduc aminte de momentele mele din cursă, momentele mele când câștig și momentele când îi văd pe cei dragi foarte mândri de mine. Cum te-ai descrie din punct de vedere emoțional și psihic? Știu despre tine că la primele competiții te-ai clasat printre ultimii, cu toate astea, acum în prezent ești printre primii. Ce funcționează la tine? Cum funcționezi de fapt? Ce te motivează, iată, să nu te lași demoralizat în copilărie de un astfel de rezultat, să continui și să devii cea mai bună? Faptul că vreau să mă autodepășesc și să-i bat pe cei care au de toate. Asta mă motivează foarte mult. Eu când eram mică, într-adevăr, eram foarte mult la final. Nici nu cred că mă băga cineva în seamă. Tocmai asta m-a făcut. Asta mi-a dat un zvâc, o putere să mă întâlnesc mai tare. Și la fel este și în afară. Când îi văd pe ceilalți câte au, îmi vine să-i întreg și să-i bat.
sunt convinsă că reușești să accesezi aceste emoții și e foarte important pentru cei de acasă să te cunoască așa cum ești și să vadă cum reușește un sportiv să folosească în favoarea lui furia, de ce nu? Faptul că vezi că ceilalți au și poate că știind cât de greu ți-e ție, îi vezi că ei nu profită de toate avantajele, te determină pe tine să fii mai bună și atunci cumva este în beneficiul tău. Îți mulțumim că astăzi ai stat de vorbă cu noi și sper să ne auzim peste ceva timp după următoarele tale competiții, să te felicităm în primul rând pentru rezultatele obținute, care sunt convinsă că nu vor întârzia să apară și de ce nu să ne spui că lucrurile s-au mai schimbat între timp și că primești și mai multă susținere, așa cum meritați de altfel. Mulțumesc! Dar ce îmi pare rău pentru gălăgii, n-am știut că pot fi. Nu-i problema, am simțit exact atmosfera de care te bucuri și tu dimineața. Îți doresc mult, mult succes și săptămână rodnică să ai. Mulțumesc și eu. Zi frumoasă. Asemenea și ție. Mergem și în lumea știrilor puțin, pentru că iată, am aflat o poveste de viață inspirațională, motivațională, de care ar trebui să ținem cont dimineața când ne trezim, dacă această domnișoară reușește cu puținul pe care țara ei îl pune la dispoziție să ducă România mai departe și să aibă astfel de performanțe, putem și noi, sunt convinsă. Și informația reprezintă și ea puterea, așa că vă îndemnăm să rămâneți alături de noi să aflați mai multe știri. Marea Britanie și o întreagă lume și-a luat adio de la Regina Elisabeta a II-a. A fost cea mai tristă zi pentru monarhiștii britanici, care au stat la coadă peste 10 ore ca să aducă un ultim omagiu îndrăgitului suveran. Ceremoniile au fost unele impresionante, nu degeaba a fost cel mai televizat eveniment din istorie. Liderii lumii au ajuns la Westminster Abbey cu puțin timp înainte de serviciul religios. Între timp, familia regală a însoțit procesiunea mutării sicriului de la Westminster Hall la catedrala Westminster Abbey, unde a avut loc slujba religioasă de înmormântare. Impresionant a fost că prințul de Wales, William, a fost însoțit și de fiul său, George, iar prințesa de Wales, Catherine, era împreună cu fiica sa, Charlotte. Sicriul suveranei a fost plasat pe un afet de tun, care a fost folosit la înmormântările ultimilor patru monarhi, inclusiv la cea a tatălui reginei. Fiul și moștenitorul tronului, regele Charles al III-lea, alături de alți membri ai familiei regale, au mers în spate, în timp ce, din minut în minut, pe fundal se auzeau bătăile Big Ben-ului. La slujba religioasă, care a avut loc la Westminster Abbey, au fost invitate aproximativ 2000 de persoane, printre care președintele Statelor Unite, cel al Franței, inclusiv Klaus Iohannis. Premierul britanic Liz Truss a citit un script în timpul ceremoniei. Predica a fost ținută de arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, liderul spiritual al Bisericii Anglicane. The soul of Elizabeth, our late queen. După slujba religioasă, procesiunea funerară a continuat prin centrul Londrei, în sunetele salvelor de tun trase din celebrul parc londonez Hyde Park. Sicriul a fost amplasat pe afetul de tun, care de această dată a fost tras cu funii marinărești de marinari din Royal Navy. Afetul a fost purtat prin piața Parlamentului, după care a trecut pe lângă Palatul Buckingham, unde tot staful reginei, de la gărzi până la bucătari, s-au aliniat în fața palatului. Procesiunea londoneză a ajuns la Wellington Arch, acolo unde sicriul reginei a fost mutat de pe afet în dric, moment în care toată familia regală s-a îmbarcat în limuzine. Ultima etapă a procesiunii a fost drumul spre castelul Windsor, situat la 30 de kilometri de Londra. Acolo, în capela regală, regina Elisabeta a II-a își doarme somnul de veci alături de soțul său, prințul consort Philip. A apus o eră. Sau cum spun englezii, a murit regina, trăiască regele.
Regina Elisabeta a II-a a fost una dintre cele mai bogate femei din lume, cu o avere estimată la 370 de milioane de lire sterline. Estimarea averii reginei a fost făcută de celebra publicație britanică Sunday Times anul acesta, când a constituit The Rich List, lista celor mai bogați 250 de oameni din regat. Vorbind de bunuri personale, precum castelurile Balmoral din Scoția și Sandringham din Anglia, evaluate la 150 de milioane de lire sterline. În plus, regretata suverană mai deținea o colecție impresionantă de aproximativ 300 de bijuterii, dintre care 98 erau celebrele sale broșe, care este evaluată la peste 87 de milioane de lire sterline. Colecția de timbre rare este estimată la 10 de milioane de lire sterline, iar herghelia de cai de rasă pură îi aducea anual venituri de câteva milioane de lire. Nu mai vorbim despre investițiile în acțiuni pe burse și de sumele de bani păstrate în conturi bancare. Iar după moartea prințului consort Philip, presa a susținut că regina a moștenit o avere de 30 de milioane de lire. Cea mai mare parte a averii personale a reginei îi va reveni regelui Charles al III-lea, care, conform publicației Times, are o avere personală de 87 de milioane de lire. Din 1993, pentru preluarea moștenirii de către noul monarh, nu se plătește impozit. Anterior se percepea un impozit de 40%, la fel ca britanicii de rând. Testamentul reginei este strict secret și se spune că nu va fi făcut public niciodată. Specialiștii spun însă că bijuteriile personale vor fi împărțite doamnelor și domnișoarelor din familia regală. Ziariștii au speculat anul trecut că regina s-ar fi supărat pe Meghan Markle și ar fi schimbat testamentul astfel încât soția prințului Harry și fiica Lilibet să nu mai moștenească nicio bijuterie din colecția sa. Jurnaliștii susțin că supărarea reginei ar fi fost cauzată de faptul că soția prințului Harry a rezervat ca marcă în Statele Unite numele de alint al reginei Lilibet, nume purtat și de fiica actriței. Mai mult decât atât, se pare că bijuteriile vor ajunge în marea lor majoritate la prințesa de Wales, Kate Middleton, și fiica sa, Charlotte. Presa britanică a relatat că suverana va fi înmormântată purtând doar două bijuterii cu valoare sentimentală, verigheta și o pereche de cercei cu perle. Dincolo de averea personală, cel mai longeviv monarh britanic a beneficiat și de afacerile coroanei britanice, denumite generic The Firm, firma. Numai coroanele regale și coroana imperială, încrustate cu pietre prețioase, sunt estimate la, atenție, 3 miliarde de lire sterline. Reședința londoneză a casei britanice, Palatul Buckingham și Castelul Windsor sunt tot active ale coroanei regale. În plus, din 1760, suveranul primește anual 15% din profiturile coroanei regale, adică aproximativ 86 de milioane de lire, pentru finanțarea activităților oficiale, dar și renovarea și întreținerea reședințelor familiei regale, inclusiv plata salariilor staffului. Suveranul Marii Britanii mai beneficiază și din încasări din exploatarea bunurilor, precum proprietăți rezidențiale, terenuri agricole și titluri financiare ale ducatului de Lancaster. Numai aceste încasări se ridică la aproape 25 de milioane de lire în ultimul an. Tot Sunday Times estima că firma rulează afaceri de peste 28 de miliarde de lire, dar să nu uităm că averea coroanei britanice este acumulată în sute de ani de domnie, mai ales în perioada Imperiului Britanic. Firma mai gestionează și drepturile de difuzare la televiziuni ale diferitelor evenimente, precum jubileul reginei sau nunțile regale. O prestigioasă companie britanică, Brand Finance, estima în urmă cu 3 ani că numai difuzarea celebrului serial The Crown a adus încasări coroanei de peste 60 de milioane de lire, iar producția de televiziune continuă și astăzi să rotunjească conturile firmei, mai ales că și membrii ai familiei suverane au declarat că au vizionat câteva episoade. Averea suveranului britanic nu este însă cea mai mare din rândul caselor regale din lume. Într-un top al celor mai bogate familii domnitoare, conduce detașat cea din Thailanda, cu o avere estimată între 50 și 70 de miliarde de dolari, iar regele Arabiei Saudite deține aproximativ 18 miliarde de dolari. Statul britanic, mai exact contribuabilul britanic, a finanțat numai anul trecut cu 86 de milioane de lire familia regală. Însă și statul profită
dobândită de pe urma imaginii casei regale, prin turism, din vânzarea suvenirurilor, vizitarea proprietăților coroanei sau chiar din închirieri. Funeraliile reginei au crescut și mai mult încasările englezilor, mai ales că în mormântarea iubitei suverane a fost anunțată ca fiind cel mai mare eveniment din Marea Britanie, din perspectiva numărului de forțe de ordine implicate, mai mare chiar decât Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra. Regele Charles al III-lea pregătește o serie de schimbări pentru familia regală. Va numi în funcții de reprezentare pe unii membri ai casei regale care îl vor înlocui, așa cum a făcut-o în ultima parte a domniei reginei, prințesa Anne. William, Harry sau Andrew vor putea interveni în locul regelui și vor putea îndeplini îndatoriri regale la nevoie, datorită unei legi care ar necesita intervenția parlamentară pentru a fi modificată. Conform noilor planuri, prințul Andrew, prințul Harry și prințesa Beatrice ar deveni neeligibili pentru a reprezenta monarhul. Rolul de consilier de stat este acordat automat celor patru membri ai familiei regale care urmează în linia de succesiune și care au peste 21 de ani pe lângă soția monarhului. Cele cinci persoane care au autoritatea de a-l reprezenta pe regele Charles al III-lea sunt regina consoartă Camilla, prinții William, Harry, Andrew și fiica sa cea mare, prințesa Beatrice. Noi am fost așa prinși în offside în momentul ăsta, vorbeam despre haine și cum am descoperit noi un super site, mă rog, Valentin l-a descoperit. Nu putem să-i dăm numele. Nu putem, dar ne spuneți în privat. Livia a descoperit. Bravo, da. Livia, îi dăm o bere, Livia, pentru site-ul ăsta. Dacă vreți să-l aflați, trebuie să ne scrieți în privat. Cu că nu ne sponsorizează și exact. Nu putem să facem reclamă pe dar, post. Romina e sora noastră, ca de fiecare dată, și eu o să-i spunem cum se numește. Dacă și ne spune ea, și ea... Tot ea ne spune ce fel de haine ne luăm de pe site-ul ăla, că sunt mai groase, mai subțiri. Exact, exact. Da. Dacă ne luăm gecuța aia de care vorbim noi. Bună dimineața, bună dimineața. Din nou, bună dimineața din nou, dragilor. Trebuie să renunțăm la hainele subțiri și să ne achiziționăm haine groase, pentru că toamna se simte și așadar vremea se menține în continuare rece în toată țara. Vor fi ploi în zona intracarpatică și la munte, iar la altitudini mari vor fi lapoviță și ninsoare. Temperaturile sunt mai scăzute față de normalul perioadei, iar în partea de vest, centru și în nord, vremea se menține deosebit de rece, iar în sud și în sud-est va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil și cad ploi slabe pe arii relativ extinse. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări la munte. Valorile termice ale zilei vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade Celsius. În București va fi o zi însorită, cu vânt ceva activ și în orări după amiază, maxima va urca până la 21 de grade Celsius. Mâine vremea se mai răcește puțin, spre seară se adună norii și s-ar putea să vină o ploaie de scurtă durată. Temperatura aerului nu va depăși 20 de grade Celsius. Poi mâine vremea va fi puțin schimbătoare, se va mai înnora și poate să apară câteva ploi slabe trecătoare, iar valorile termice vor fi cuprinse între 7 și 19 grade Celsius. La munte vremea va fi capricioasă, va fi frig și va ploua. La altitudini mai mari de 1500 de metri o să fie lapoviță sau o să ningă. Vântul bate cu putere pe creste și ajunge la viteze de 80 de km pe oră. Maxima nu va depăși 14 grade în Păltiniș. Ei bine, pe litoral va fi vreme bună, va fi o zi însorită în unele stațiuni, dar cerul se va menține variabil, așadar valorile termice vor fi cuprinse între 18 și 20 de grade Celsius. Acestea sunt informațiile despre vreme, să aveți o zi minunată în continuare! Îți mulțumim tare mult, Romina! Nu, mai e nici vama veche ce a fost. 19 grade în vama veche. Da, soare, soare, dar gata. Ce să facem? Eu nu vreau să accept ideea că a trecut vară. Cred că asta e problema mea, de fapt. Trebuie, că deja ne apropiem de zodia balanță. Cam gata cu fecioara ta. Deci, da. Musai, trebuie să o ascultăm și pe Olivia, cea care ne aduce veștile din lumea astrelor. Bună dimineața! Berbecii sunt foarte atenți la imaginea pe care o au și pe care o întrețin prin felul în care se țin de cuvânt,
față de promisiunile și angajamentele făcute. Taurii au multă treabă acasă, iar dacă se organizează corespunzător, într-o zi pot să dovedească tot. Și ce fain și respirabil devine aerul din casă după o treabă bine făcută. Gemenii comunică foarte bine și reușesc să obțină informațiile de care au nevoie pentru a semna un contract sau să-și atingă targetul. Pentru raci, ziua de azi aduce noi bani la bugetul familiei. Nativul se simte foarte bine când aduce acasă tot ce are el mai bun. Leii se bucură de viață, indiferent de provocările pe care aceasta le oferă. De fapt, e chiar invers la ei. Dacă nu au provocări, suferă. Nativii Fecioară, e bine să fie atenți la mesajele pe care corpul lor încearcă să-l transmită. Este recomandat să își ia răgaz câteva ore și să meargă la un spa. Balanțele au nevoie de prieteni mai mult ca oricând. E vorba de sprijinul de grup pe care se bazează nativii, de oamenii aceia care nu te lasă să stai prea mult jos, că ai multă treabă după ce te ridici. Scorpionii trebuie să se împartă în două, între responsabilitățile de la serviciu și cele de acasă. Este o provocare cu care s-au întâlnit des în acest an și căreia trebuie să-i facă față de fiecare dată. Săgetătorii își doresc să evadeze puțin din viața lor. Nu pentru mult timp, dar o pauză de câteva zile ar fi binevenită. Este felul lor prin care își încarcă bateriile. Pentru Capricorni este important să facă o investiție, dar mai important este momentul de timp la care aleg să facă plata. În orice caz, creditele ar trebui amânate până au claritate. Pentru vărsători este important să aibă transparență în relațiile care contează pentru ei, iar principala relație este cea de cuplu. Comunicarea sinceră și deschisă face minuni. Peștii au nevoie să-și acorde mai multă atenție lor. Un somn bun, un masaj sau chiar o plimbare reprezintă medicamentul perfect. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook astrolog Mihaela Totir. Ne tot plângem noi de vremea de afară, dar eu zic că vremea ține cu noi, cel puțin până pe 1 octombrie, când Valentin al meu o să alerge de mama focului pentru chiar, pisicile lui. Chiar dacă nu o să țină vremea cu noi, tot o să merg să alerg. Tu alergi și prin ploaie? Pentru n-am făcut-o până acum, dar nu alerg pentru pisicile mele, alerg pentru pisicuțele din adăposturi. Pentru că ale mele sunt acasă, au mâncare, au apă, au tot ce le trebuie, mă joc cu ele în fiecare zi. Dar sunt pisicuțe mai puțin norocoase pe lumea asta, care sunt în adăposturi. Și merită, nu este ușor. Merită ajutorul nostru și măcar să ascultăm cu atenție ce urmează să aflăm, căci pe 1 octombrie se va desfășura un cross pentru pisicile din adăposturi, Cat Cross mai exact, iar alături de noi Diana Gabriela Vatavu, manager de proiect, ne va povesti mai multe. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim pentru invitație în primul rând. Cat Cross-ul constă într-un cross caritabil în Parcul Tineretului, prin care participanții au posibilitatea de a dona pentru Asociația pentru Protecția Animalelor Hope, pentru pisicuțele din acest adăpost, și astfel noi să achiziționăm mâncare pentru acestea, cât și alte auxiliare necesare îngrijirii acestora. Practic vă așteptăm pe 1 octombrie la ora 10 în Parcul Tineretului să alergăm pentru 9 vieți, acesta este și motoul nostru, și să alergăm pe traseul lăbuțelor. Este o surpriză pentru participanți. Cât de tare. Dar știu că sunt pisicuțe în adăposturi care nu au nevoie, spre exemplu, doar de apă și mâncare. Multe dintre ele sunt și bolnăvioare. Au diferite afecțiuni care trebuie tratate și acele tratamente nu sunt tocmai ieftine. Noi ne-am gândit, în primul rând, să le oferim tuturor mâncare și, cu siguranță, dacă în discuțiile cu reprezentanții adăpostului Hope, putem să... să donăm o sumă și din donațiile adunate și către tratamente pentru însănătoșirea pisicuțelor. Practic, întâi și întâi ar trebui să acoperim nevoile lor de bază, da. Hrana, adăpost și auxiliare, după care ne ocupăm și de tratament. Eu zic că o să meargă foarte bine acest cross. Să știi că Valentin îmi povestește despre el de vreo lună de zile. Era august când el povestea despre Cat Cross.
Și sunt curioasă voi cum reușiți să vă puneți la punct ca organizatori. Cum arată echipa voastră? Practic, suntem un grup de oameni. Avem diferite responsabilități. De exemplu, eu sunt project manager, o avem pe Dea pe grafică, Leo pe fundraising, Ana și Alexandra pe resurse umane, Ariana care ne ajută pe toate planurile, pentru că avem și nevoie de un om în caz de unii sunt la lucru sau la facultate sau în alte proiecte, pentru că avem și alte proiecte în organizația noastră, precum Septembrie în culori, care se desfășoară chiar acum. Voi aveți pisicuțe? Putem să aducem și acolo pisicuțe. Practic, proiectul nostru a plecat de la problema abandonului animalelor în România și ne-am gândit să ajutăm măcar adăposturile, pentru că ele au un rol foarte important în societatea noastră, pentru că ele, pe lângă grija pe care îl poartă, cât și sterilizează animalele și asta e un lucru foarte important. Și, practic, asta susține Cat Cross-ul, pe lângă sănătatea prin mișcare și strângerea donațiilor care pot, pe lângă asta pot să fac și un anunț. Ne-am gândit că poate sunt persoane care nu pot ajunge la Cross, nu știu, au ceva planificat, de exemplu o nuntă sau un botez pe 1 octombrie, dar cu siguranță pot ajuta prin donații online. Am făcut, puteți intra pe centrul nostru pe Facebook, Centrul pentru Dezvoltare București, și acolo o să vedeți o postare cu Cat Cross, unde găsiți un link pentru donație. Și vă mulțumesc că m-ați lăsat să fac acest anunț. Mare drag. Uite, dacă tot e vorba de anunțuri, profit și eu de ocazie. Colega noastră, Elena, are 2 puiuți de pisică. O să-i punem pe Facebook. Ne puteți scrie. Elena. Și Elena caută părinți iubitori pentru aceste pisicuțe. Am zis, dacă tot vorbim despre pisicuțe și ajutorul pe care ar trebui să-l acordăm, de ce nu? Uite, din familia Metropola pleacă două pisicuțe către voi. Sunt puțin curioasă să aflu cum ai ajuns tu să faci parte din această echipă? Ce te motivează? Sau câte pisici ai acasă? Am o pisicuță pe nume Asla. Mă motivează foarte mult iubirea mea pentru animale, dar mai ales pentru pisici, pentru că sunt foarte drăguțe și eu am și o frică micuță de câini, așa că mă bazez mai mult pe pisici. Cât și am văzut la un moment dat o postare, un cross în afara Bucureștiului pentru căței și am zis de ce nu se poată și în București. Da, pentru animale care îmi plac mie, pentru că noi mai avem și alt proiect care e dedicat numai câinilor și am zis, haide să ajutăm și pisicile. Cu siguranță cred că problema aceasta sterilizării este cea care pune presiune pe adăposturi, pentru că sunt foarte multe pisicuțe care se înmulțesc necontrolat chiar și în curțile de la blocuri. Da. Și apoi, din păcate, unele dintre ele ajung chiar pe carosabil și se întâmplă lucruri urâte, dar multe dintre ele sunt salvate. Iar cred că prin sterilizare este singura metodă în care putem reduce rata abandonului, pentru că pur și simplu nu se mai mulțesc și el de pe stradă. Da, am aflat acum, am fost în vizită la asociația HOPE și am aflat că de la un singur pui nesterilizat ajung în jur de 67.000 de pui, care efectiv nu știm viitorul acestora și cu siguranță nu. Din păcate, majoritatea pot să moară sau la rândul lor să facă alți pui care să nu fie sterilizat și astfel sprijinim abandonul. Da, cumva dacă un pui se naște, acel pui crește, ajunge matur, face 4 pui, 5 pui, cei 4-5 la rândul lor fac 4-5 și tot așa, și sunt foarte multe pisicuțe care ajung pe stradă. Uite, îndemnăm pe această cale pe cei de acasă să adopte mai degrabă decât să cumpere. Eu am avut pisici adoptate, Valentin. De pe stradă, am două. Dar să fie și o adopție responsabilă, în care efectiv proprietarul să-și asume responsabilitățile față de pisică și față de siguranța acesteia în locuința lui. Când vine iarna, se apropie sărbătorile și de multe ori mulți părinți se oferă cadou, putem să spunem, copiilor o pisicuță cu fundiță. Își dau seama însă după o lună ce înseamnă să ai o pisică și poate că nu este cea mai comodă activitate pentru ei. Și apoi, din păcate, ori o dau spre adopție sau dacă nu găsesc o persoană care să o adopte,
ajunge tot în curtea unui bloc. Din păcate, e foarte trist, ce ai spus tu, și cumva ar trebui să vedem și să chiar să percepem ca un animal de companie, ca un membru al familiei și să-l tratăm ca atare, pentru că până la urma urmei și el, chiar dacă nu vorbește, e alături de noi, când suntem triști, chiar vine și ne ajută cu starea emoțională, cu starea psihică, cât și ne face ziua mai frumoasă. Una dintre pisicuțele mele nu mi-au doar chiță la porumbei de la geam. E un fel de alarmă. Exact, exact. Uite, eu să vă contrazic puțin, a mea vorbește, mai ales când se apropie de frigider. Da, are un vocabular foarte dezvoltat. Asla a mea, pe la ora 3 dimineață, era alpinistă, urca cât mai sus pe mobilă și era să dea jos și vei o vitrină. Deci e un fel de alarmă pe patru lăbuțe. Da, la 3 dimineața, nu trebuia să-mi pun nicio alarmă. Cea mea la 3 dimineața aleargă, efectiv aleargă și aud cum derapează, așa face drifturi pe parchet cu gheruțele. A mea este acolo. Foarte înțeleaptă. Leila m-a trezit la un moment dat la 4:30 și am zis, Leila, nu, la 5:30. A doua zi, la 5:29, m-a trezit la 5:30. Nu se poate. Vorbesc foarte serios. Deci i-am spus, am comunicat cu ea și i-am spus, mai fetiță, ne trezim la 5:30, nu la 4:30. Și așa a fost. Eu zic să vorbiți și voi cu ele. Mă rog să vă faceți griji că s-ar putea să aveți ceva pe la mansardă. Ele chiar înțeleg și chiar ascultă. Și pe această cale îndemnăm pe cei de acasă să participe la cross, să adopte pisicuțe. Și să doneze. Și să doneze. Aș mai vrea să adaug faptul că pe lângă asta mai avem o surpriză. Pe lângă oameni care ne susțin cross-ul, ne susține și motanul Sărsăilă prezentatorul cu premii pentru participanți, adică vom premia câțiva participanți care... care se fac remarcați. Da, care se fac remarcați. Mulțumim, Dienuș, pentru toate informațiile și pentru faptul că ai îndrăznit să vii în această dimineață să susții această cauză și mulțumim la televizor. Și noi. Sperăm să și eu. Contribuim și noi cu câțiva dintre telespectatorii noștri care aleg în această dimineață să-și noteze în calendar data de 1 octombrie și să fie alături de voi. Vă așteptăm pe 1 octombrie în Parcul Tineretului la ora 10. Mulțumim frumos, ne vedem acolo. Eu voi fi prezent cu siguranță. Te așteptăm cu mare drag. Mă bazez pe Valentin pentru acest cross și, bineînțeles, ca să mai aibă un răgaz, să se pregătească și emoțional și spiritual, luăm și o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem foarte, foarte repede și povestim despre piața muncii.